Salut! Bun venit la cursul de introducere în testare automată. Testarea automată constă în executarea de scripturi, conținând teste programate să reproducă diferite acțiuni pe care le-ar face un utilizator într-o aplicație, să compare rezultatele obținute cu anumite rezultate predefinite și să raporteze concluziile într-o formă ușor de evaluat. Testarea automată este foarte utilă pentru a înlocui testarea manuală repetitivă, dar ea nu va putea înlocui total testarea manuală. În principiu, cu testele automate putem valida funcționalitatea unei aplicații, dar nu și aspectul ei, de exemplu, așezarea în pagina elementelor sau folosirea corectă a culorilor pot fi validate prin testarea manuală, nu prin cea automată. Prin contrast, testarea regresivă a funcționalității este un foarte bun candidat pentru automatizare. La fiecare modificare introdusă în aplicație, echipa de testare e responsabilă să se asigure că nu au apărut efecte secundare negative. În funcție de potențialul impact al respectivei modificări, efortul pentru testarea regresivă poate deveni destul de costisitor și, nu în ultimul rând, frustrant pentru echipă fiind o acțiune repetitivă. De aceea, pentru eficientizarea activității, se folosește testarea automată. De exemplu, dacă lucrăm la dezvoltarea unui magazin online și la un moment dat se decide introducerea unui nou tip de produs, cum ar fi un produs virtual care nu va fi livrat, ci va fi descărcat de utilizator în format electronic, desigur, în acest punct ar trebui repetate numeroase teste pe care noi le-am efectuat deja pentru tipurile de produse existente, așa încât să ne asigurăm că aplicația funcționează în continuare corect, atât pentru vechile tipuri de produse, cât și pentru cele noi. De exemplu, va trebui validată din nou afișarea produselor în categorii sau filtrarea produselor după diferite criterii, sortarea lor, adăugarea lor în coș, facturarea și multe altele. Testarea regresivă a aplicației în acest context ar necesita un efort considerabil dacă aceste funcționalități nu ar putea fi testate automat. Iar acest proces s-ar repeta, desigur, de foarte multe ori pe măsură ce aplicația s-ar extinde tot mai mult. Vestea bună e că putem crea scripturi pe care calculatorul să le știe interpreta și executa, simulând acțiunile utilizatorilor și verificând rezultatele obținute. Cu alte cuvinte, putem scrie teste automate care să reducă foarte mult efortul necesar în astfel de situații. În lecția următoare vom vedea care sunt aplicațiile de care ne vom folosi pe parcursul acestui curs în vederea testării automate.